Aricico! Spuneți! Mai spunea tu, unde e Felicia? La dânsa în cameră. La dânsa în cameră. Spune să vin la mine în birou. S-o chem. S-o chem la mine în birou. O chem. Alo! Domniță! Iubitule! Mă, nu vreau să par pisă loc, dar uite ce... Eu... Alo! Domniță, mă auzi? Nu, nu, a căzut telefonul. Băi, iartă-mă că te deranjez. Nu vreau să par pisă loc, dar sper că te ții de promisiunea care mi-ai făcut-o. Că de tine depinde, măi, e foarte important. Bine, te pupic. Nu! Hai, fă-i fericea. M-ai chemat? Te-am chemat. Am un plan și trebuie să vă sfătuiesc cu tine. Planul meu este cum să iau firma banii de la țigan. Cum? Zi! Băi, boala mea mi-a dat ideea genială ca să poți să descui această ușă. Fă, nu e bine ce fă ziua, Cilișa. De ce să fie bine? Nu e bine. Fălățu, dă omul tău une. Cu niște jmenuri. Bine, fă, și nu mai puteai să stai și tu așa o zi, două, te dai așa pe față la dorelu, fă. Păi, dar nu mă dau la niciun dorel. Ei, mă faci proastă pe mine? Adică te lea ce eu nu văd că ești cu o mână pe cratiță și cu ochiul în ochiul lui? Uite, fă, uite, pe Cilișa, dășchid asta și mă benoclez drept la tine. Știu tot ce fă-n, văzi tot. De lasă-mă cu asta, zi ce vezi de omul meu acolo. Că, omul tău e uneva, unde e înghesuială mare. Și când vine el? Nu dă grăbă. Nu dă grăbă. Nu dă grăbă. Nu dă grăbă. Am lansat un zvon că Gigi Dumbravă e foarte bolnav, că e foarte posibil ca inima să-i fie respinsă de corp. Ceea ce e o minciună. Măi, depinde. Depinde, eu am vorbit cu Toma și am zis că e destul de posibil să se întâmple așa ceva în orice moment. Tu ești bolnav. Nu mă, dragă, mă, nu mă. Tu nu vezi că sunt sănătos, strung din toate punctele de vedere? Dar tu îți dai seama când se va auzi că Gigi Dumbravă e pe ducă, ce o se întâmple? Scad acțiunile, se sperie țiganul și începe să le vândă. Păi și dacă scad de tot? Ce dacă? Păi noi, noi cumpărăm. Le cumpărăm. Nu vindem, noi cum... Măi, Felicia. Am înțeles. Oh, am înțeles. Deci, noi suntem în avantaj? Păi, dacă scad acțiunile, noi cumpărăm țiganul, vinde... Pentru că și dobândim majoritatea pentru că le cumpărăm ieri. Bravo. Păi, ești un adevărat geniu. Deci ești de acord, nu? De unde iei banii? Păi de unde iau banii? Păi nu știu de unde iei banii. Că păi de unde iau banii? Păi banii iau de la bancă. Și de la casino. Pentru că Dinu face... Nu zic nimic, nu zic ce gândesc, nu zic nimic. Ah. Uite-mă, Veri. Uite, mă uit la ea. Menodona, ia, dă-te tu de aici, să stea, vă rog, că e bătrân. Și cum uit la ea așa, îmi dau seama că nu mă eu sufăr. Este un speciment cu gura slobodă și imună la vaccinul ăla taș din cleanța aia, fă. Și trebuie găsită o soluție alta ca să-i închizi cleanța. Nu? Și de ce e așa? Păi că așa e babele nebune, soacre.
Și pe deasupra colat peste o pupăză. Vere, știi ce mai vrea? Vrea două nunți la preț de una. Una să-i dau Barcilonei și alta să-i o fac ei. Cu rochie de mireasă albă, cu coroiță, cu lămâiță și cu perdea pe față. Nu se poate cu rochie de mireasă, vrei, tăticule, că nu se poate că... ca să nu zic vorba aia acum... Păi de ce să nu zici? Care vorbă? Păi cum să... când matar nu-ți mai amintești când ai jucat ceașaful? Când? La nuntă, când? Păi la nuntă eu eram beat, mă, de o săptămână. Da, ce să știu eu de nuntă? Păi oricum nu se poate ca să o faci, că nu se poate să faci să-mi bagi o babă în ochii de mireasă, că ca să zic vorba cu o zic până la urmă, e încipută, nu mai e întreagă. Ia să te zbașa, Nițel! Doamne ferește, păi da, voi ați nebunit la cap toate dracul la o parte de aceea. Păi, dar ce eu sunt invizibilă, mă? Cum vorbiți așa peste capul meu? Ce faci, mă, boradelule, mă? Dar ce cleanță ai, mă? Babă, vrei să zic anumite chestii legate de babe, mă? Și tu? Tu nu mai ții minte, mă, că erai beat, nu știi când ai jucat ceașaful? Nu ți-e rușine, mă, că erai cu balile scurse după mine în pat. Ia vezi, că poate mă apucă vă stare de-aia care vine mie de rascibilă și vă fac praf pe toți acum. Dar cu voi de pământ, dar nu mai rămâne nimica de voi. Păi, dar ce frumos vorbește! Ce frumoasă! Ia nu mai mă miștocări! Știi ce? Că bătrân, dar odată te trăznesc acută, nu te vezi cu toți americanii și suporterii care e acolo, așa! Natule! Am văzut-o pe Roza azi la spital. Da, a fost... A vrut să-și facă un control ginecologic. De ce? Pentru că vrea să facă un avort. Am programat-o la Liviu mâine. Păi, țigancă, și la voi avorturile nu sunt permise. Da, da. Sarcina asta e provenită dintr-un viol. Thank you.
Ce să mă fac, Dumnezeu? Ce faci, Rosa? Vorbești singură? Nu mă gândeam. La ce te gândeai? Ce? Hei, hei! Hei, hei! Vere, ce nebună! Vezi că n-o poți opri? Da, toată viața ta m-ai oprit! Uite, a venit vremea să mă dau dar rostogolul, să-mi pui și-o pălă din cap! Uite, Vere, cum să trăiești cu calamitatea asta în viața ta? Mă, voi totuși formați un cuplu. Și în cuplu există și dealuri și băi. Da, măi. În viața asta a mea cu deal și vale, este o nebună care când să suie în deal și țipă de acolo, coboară în vale, când din vale țipă să urcă la deal și nu obosește niciodată. Păi dar treci în el de drum. Sau în ea de coțofană. Da, mă, dar voi sunteți o familie. Și eu vă invidiez pentru că sunteți o familie. Și eu nu am avut noroc de așa ceva. Renata, am un mare regret pe care astăzi aș vrea să ți-l spun. Tu? Da, eu. Mi-ai fost student. Ca prieten al tatălui tău, v-am fost alături la aproape toate evenimentele, și mai bune și mai rele. Și totuși niciodată n-am apucat să spun, poate n-am avut curajul. Că tu ești pentru mine femeia cea mai ambițioasă, cea mai puternică pe care am întâlnit-o în viață. Chiar crezi asta? Din toată inima. Din toată inima și vreau în momentul ăsta de cum până să ți-l spun, să redevii femeia în care eu am crezut foarte mult și aș vrea din suflet să mă crezi că tu trebuie să lupți acum. Știi că în facultate m-ai chinuit destul de mult. Dar nu numai pe tine, pe toată lumea, nu? Dar voi m-ați poreclit, cum mi-a spus, Mengele, nu? Uh-huh. Anul vostru sau cel dinainte? Da, noi. Uite-te ce frumoasă ești când râzi, vezi? Să vezi ce frumoasă o să fiu când o să rămân fără păr. Da. Tu știi că îmi pare rău că n-aș... Nu știu, aș vrea din toată inima să-ți preiau această suferință, să preiau asupra mea. Dar nu poți. Da, păcat. Neamălori, eu am stat așa și m-am gândit și am analizat cum ar fi situația și mi-am dat seama că Matare ai nevoie acum la sfârșit cum ar fi de un om care să fie lângă Matare, să te ajute, să fie lângă Matare, să te ajute cu ce e nevoie. Și m-am gândit că să fiu fiu. Așa se zice, să fiu fiu. Dacă te culcă fiu fiu, zi băiatule. Să fiu fiu, băiatule. Mă,
Ia mai termină cu limbistile astea, mă, nu ți-e rușine? Băiatule, să fiu băiatul matare, cum ar fi? Că eu te-am respectat tot timpul, că eu te-am văzut pe matare tot timpul, ca pe un cowboy așa cu pălăria asta, care merge călare pe cai, și am vrut să-mi zis că acum eu, ca să fiu ăla care să-ți aducă la un moment dat, așa când o fi nevoie, o cană cu apă. Nu mi-e sete. Nu vreau apă. Nu vreau apă, nu vreau nimic, nu vreau băiat, nu vreau fiu, nu vreau cutare, eu vreau altceva. Un cip, l-am avut. Da, o gagică tânără. Am avut-o. O avere mare, vărule, nu? Am avut o A. Atunci ce oare vere ai vrea? Eu vreau altceva. Eu vreau pe flacăra. Vă dau bani grei pe ea.